16 și vom citi împreună cu toată biserica versetul 15. Psalmul 116 și pentru că este seara tinerilor, venim înaintea Domnului și ne rugăm și cerem călăuzirea Domnului peste cuvântul Lui și în rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Alex Vârtaș. Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu în cererile mele. Da? El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Amin. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Amin. Da, tu mi-ai scăpat sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, că sunt robul Tău. Robul Tău, fiul roabei Tale. Și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o șerfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului în fața întregului Său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime, lăudați pe Domnul. Amin. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Mesajul din după masa aceasta este intitulat din versetul 12 din Psalmul 116. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Oare cum am putea ca și copiii răscumpărați de Dumnezeu să răsplătim Domnului toate binefacerile Lui față de noi, ca și copiii lui Dumnezeu? Psalmul 116, frate și surori, descrie felul în care psalmistul își exprimă recunoștința față de intervenția dramatică a lui Dumnezeu în viața lui, salvându-l de la o moarte iminentă. Suntem în contextul în care psalmistul, care a scris Psalmul 116, se află aproape de moarte. Este cu piciorul în groapă și există un punct de cotitură în viața lui. Este un punct dramatic și nu știe ce să facă. În momentul în care este cu piciorul pe buza gropii, vine Dumnezeu și intervine în viața lui și îi spune destul. Te iau de acolo din groapă și te aduc din nou pe calea mea. Deoarece ai fost pe calea mea, pe calea Domnului, te așez din nou pe ea. Acum, este extrem de remarcabilă atitudinea acestuia psalmistului, care se consideră obligat să-și exprime astfel bunătatea sau gratitudinea, dacă vreți, față de Domnul. Vedeți? Cu toții suntem, frații și sorori, beneficiarii binecuvântărilor lui Dumnezeu. Absolut toți oamenii, aici vorbim și despre oameni care încă nu sunt întorși la Hristos, care nu sunt mântuiți, dar și despre copiii Domnului. Toți oamenii au parte de harul comun pe care Domnul îl revarsă fără părtinire peste muritori. Însă, există un însă. Cei ce sunt copiii lui Dumnezeu, cei care au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt, sunt și mai obligați să își pună problema exprimării recunoștinței, având în vedere că binecuvântările de care au ei parte sunt nemăsurate. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu vă pun pe fiecare dintre dumneavoastră să ridicați mâna câți dintre dumneavoastră ați experimentat binecuvântări. Pentru că zilnic
nu există zi în care să nu experimentăm și să nu ne se manifeste astfel dragostea, mila, harul, bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului. De aceea, frații și surori, este datoria noastră de copii ai lui Dumnezeu să ne oprim mereu pentru a ne gândi cum putem să răsplătim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile de care ne face Domnul parte. Vreau să vă spun că este un creștin jalnic. Cel care se înfruptă doar din binecuvântările Domnului, dar nu se știe întoarce cu credincioșie înaintea Lui. Vi se pare asemănător comportamentul acesta? Sau nu se regăsește nimeni în astfel de comportament? În momentul în care avem parte de binecuvântări, în momentul în care ne merge bine, atunci toate lucrurile sunt bune. Oh, dăm slavă Domnului! Dar, în momentul în care vin încercările în viața noastră, oare mai avem amuzamentul acela? Oare ne mai râdem? Oare mai suntem bucuroși? Mai lăudăm pe Domnul în momentul în care trecem prin încercări? Tot așa. De fapt, cine înțelege cu adevărat ce face Domnul pentru el, se va vedea obligat și se va considera tot timpul să-i aducă Domnului recunoștință pentru binefacerea sale. Așa că în scurtul timp pe care vom petrece în seara aceasta aici, aș vrea să ne uităm cum putem noi, ca și copiii lui Dumnezeu, să-i răsplătim Domnului binefacerile Lui față de noi. Mai întâi, putem să-i răsplătim Domnului iubindu-L. Să-L iubim pe Domnul. Vreau să vă uitați la versetul 1. Iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu cererile mele. În urma intervenției dramatice a lui Dumnezeu în viața psalmistului, acesta face declarația debordantă: iubesc pe Domnul. În momentul în care acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu, spune: Doamne, eu te iubesc. Am văzut că am fost gata să clachez, sunt în groapă și am văzut planul suveran al lui Dumnezeu manifestându-se peste viața mea. Este foarte important să știm, dragi frați, dragi surori, dragi tineri, dragi copii, că nu există un fir de păr din capul nostru care să nu fie numărat și care să pice fără să știe Domnul. Dacă amănuntele astea mici, detaliile acestea mici, cu firul de păr, le știe Domnul. Păi, oare nu-ți va cunoaște Domnul problema? Oare nu-ți va cunoaște Domnul necazul prin care treci? Nu știe că ai incertitudine în viața ta? Nu știe că te întâlnești cu falimente? Nu știe că ai probleme poate la locul de muncă? Nu știe că ai probleme în familie? Nu știe că te confrunți cu patimi și păcate? Ce credeți? Știe? Da sau nu? Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea, noi trebuie să-L iubim pe Domnul. Dar ne-am putea întreba, păi cum spune psalmistul, eu iubesc pe Domnul? Nu-L iubise mai întâi? Nu-L iubise psalmistul de prima dată pe Domnul? Ce ziceți? Nu era și nu este astăzi iubirea lui Dumnezeu aceea și nu este o poruncă? Da, sau nu? Bineînțeles că este o poruncă. De aceea, cu siguranță că psalmistul a iubit pe Domnul și înainte. Dar, în urma acelei experiențe dramatice, iubirea lui față de Domnul a căpătat alt înțeles și altă dimensiune. Frați și surori, în momentul în care trecem prin valea umbrei morții, atunci se dă testul credinței noastre. Atunci când vin încercări. Atunci când ne întâlnim cu falimente. Atunci când Dumnezeu îngăduie în viața noastră multe alte lucruri care pentru noi par incredibile și zicem: fa, Doamne, de ce m-ai îngăduit și lucrul ăsta în viața mea? Atunci ni se arată iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. Întrebare. M-am întâlnit și te-ai întâlnit cu această dragoste a lui Dumnezeu? Și-a manifestat Dumnezeu dragostea Lui față de noi? Când și-a manifestat-o? Mai întâi pe când eram noi încă păcătoși. În felul nostru deșert de viețuire ne-a luat de acolo, ne-a răscumpărat și ne-a transformat pentru veșnicie. Și s-a dus să ne pregătească un loc. Ca acolo unde este El, să fim și noi în împărăția sa minunată, binecuvântat, să fie numele Domnului. Însă, așa cum spuneam, frații și surori, adevărata credință se încearcă prin încercare. Acest lucru se întâmplă în mod normal cu toți aceia care trec prin valea umbrei morții, prin valea plângerii. Acolo se întâlnesc cu dragostea lui Dumnezeu și acolo descoperă că și dacă ceilalți nu sunt lângă El, Dumnezeu este acolo binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Acum,
În momentul în care ne întâlnim și când ai întâlnit dragostea lui Dumnezeu, manifestându-se în viața ta, la asemenea dragoste ne vedem responsabili, frații și surori, să răspundem cum? Cu dragoste. Cu dragoste, ați văzut că știți? Cu dragoste. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este perfectă. Când descoperim cât de mult ne iubește Domnul, cel mai bun lucru pe care îl putem face ca și copii ai Lui, este să-L iubim și noi. Oare ce lucru dramatic? Ai vrea să mai aducă Dumnezeu în viața ta ca să-L iubești? Știți că mulți au prins drag de Domnul când ne-a dat o boală? Când ne-a dat un cancer? Când au rămas fără anumite membre? Oare atât de dramatic trebuie să intervină în viața ta Dumnezeu încât să spună stop anumitor lucruri? Sau te vei trezi din amorțeala aceasta și prin cercetarea Duhului Sfânt vei răspunde chemării lui Dumnezeu care spune vino. Vino. Vino la mine. Pentru că toți cei trudiți și împovărați vor găsi odihnă Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. 1 Ioan 4:19 spune că noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Noi nu putem iubi pe Domnul pentru că El ne-a iubit întâi. Dumnezeu s-a oferit să ne iubească primul. Noi nu putem să-L răsplătim pe Domnul cu bani, cu posesiuni sau cu alte lucruri materiale. Cu ceea ce am adus noi astăzi aici. Am venit numai să înfrumusețăm puțin locul. Însă noi nu îl putem cumpăra pe Dumnezeu. Dar putem să răsplătim cu dragoste. Știți care este cel mai mare adevăr al lui Dumnezeu? Cel mai mare adevăr al lui Dumnezeu în relație cu lumea este că El iubește lumea. Dar în același timp și cel mai dezamăgitor lucru, știți care este? Că lumea nu iubește pe Dumnezeu. Lumea se depărtează tot mai mult de Dumnezeu. Trăim vremuri în care oamenii, dacă aud de Dumnezeu, își pun mâna în cap și zic, vai, nu-mi spune de așa ceva. Să n-am nici vorbă, vorbă de moarte, de viață veșnică, nu vreau. De ce? Pentru că nu au certitudinea și siguranța veșniciei. Pentru că nu și-au pus temelia în Domnul Iisus Hristos. Într-o astfel de situație, noi, ca și copiii lui Dumnezeu, sunt cumpărați prin sângele mielului. Ne știm întoarce cu recunoștință spre Domnul iubindu-L. Dar acum poate vă întrebați, bine frate Paul, îl iubim, îl iubim pe Domnul, dar pentru ce să-L iubesc pe Domnul? Știți câteva motive, dar nu din astea, că m-am sculat, m-am sănătos, din sfera asta generală. Știți? Mai întâi, îl iubim pe Domnul pentru că s-a uitat la noi atunci când nu se uita nimeni. Îl iubim pe Domnul pentru că m-a iubit atunci când nu era niciun motiv să fiu iubit. Îl iubim pe Domnul pentru că nu m-a iubit pentru motiv care venea din mine, ci m-a iubit datorită Lui. Îl iubesc pe Domnul pentru că m-a iubit nu doar cu vorba, ci a murit pentru mine și pentru păcatele mele. Pentru că a continuat să mă iubească și atunci când nu a meritat acest lucru. Și îl iubesc pe Domnul. Pentru că dragostea Lui a fost constantă și pentru că El mi-a declarat o iubire veșnică, binecuvântat să fie numele Domnului. Poate există îndoieli, frățisuri, în viața noastră dacă ne mai iubește Domnul. Credeți că Dumnezeu ne iubește o veșnicie? N-am auzit. Ce zice Biserica Biruința? Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. În al doilea rând, un alt fel de mod în care putem răsplăti pe Domnul pentru binefacerile noastre este să-L chemăm, chemându-L. Versetul 2. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Versetul 4. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Psalmistul declară că în situația cea disperată a chemat numele Domnului și a primit imediat răspuns. Vedeți? Nu toți ne putem compara cu psalmistul din psalmul 116. În planul suveran al lui Dumnezeu, Dumnezeu hotărăște și decide în dreptul cui răspunde și cum nu. Absolut, El decide. Decizia îi aparține lui Dumnezeu. Sunt cazuri și sunt oameni în care Dumnezeu intervine rapid atunci când ne rugăm și primim pe locul răspuns.
Poate cerem lui Dumnezeu anumite lucruri și trec zile. Poate cerem lui Dumnezeu lucruri și trec săptămâni, trec luni, trec ani de zile și zeci de ani de zile și nu primim răspuns. Și parcă când încercăm să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, de ce nu-mi răspunzi întrebărilor mele? Și parcă vocea noastră se aude ca un ecou și parcă tot ceea ce înălțăm către cer nu trece mai sus de tavan. Rămân sub tavan. Însă va fi o vreme în care Dumnezeu va răspunde fiecăruia, într-un fel sau altul, la rugăciunile înălțate spre El. Drept urmare, Psalmistul a considerat că felul în care își poate exprima recunoștința este să existe o continuitate în a chema și a invoca numele Domnului pentru tot restul vieții. Pentru că chemarea numelui Domnului are de-a face cu dependența noastră față de Dumnezeu. Este umilitor și jignitor să chem numele Domnului atunci când treci prin necazuri și în momentul în care ți-a trecut necazul, gata să lași pe Dumnezeu, să nu mai vii la biserică și să-ți vezi de-ale tale. Atunci, cu siguranță, acel om care se manifestă în felul acesta nu poate fi un copil adevărat de Dumnezeu. Pentru că adevărații copiii lui Dumnezeu se știu întoarce cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Cine vrea să răsplătească binefacerile Domnului, frații și surori, va alege să cheme numele Domnului în mod constant. Pentru că a chema numele Domnului înseamnă a sta în părtășie cu Domnul mai întâi. A chema numele Domnului înseamnă a apela la Domnul, a comunica cu Domnul și a depinde de Domnul în totalitate. Oamenii care își doresc să-și arate recunoștința față de Domnul, stau numai în părtășie cu El și nu-și mai doresc părtășia cu lumea sau cu dracii. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în 1 Ioan 2:15, nu iubiți lumea nici pe cele din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Sau Apostolul Pavel sublinează lucrul acesta în 1 Corinteni 10:20. Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. 1 Ioan 1:30, am văzut și am auzit. Aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Deuteronom 4:7 sublinează, frate și soră, un lucru absolut incredibil în Sfânta Scriptură. Care este, în adevăr, neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeu nostru, ori de câte ori îl chemăm? Suntem în vremea în care majoritatea popoarelor sunt păgâne, singurul popor care l-are drept pe Dumnezeul adevărat este poporul Israel. Și există o întrebare. Cum puteți să spuneți că aveți părtășie cu Dumnezeu când voi aveți părtășie cu lumea? Cum putem noi să avem aproape pe Domnul și voi să nu-L aveți? Pentru că noi ori de câte ori îl chemăm pe Dumnezeu, El este acolo. El este prezent aici, frate și surori. În momente de tristețe și în momente de încercare, El este acolo. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar în al treilea rând, cum putem, ca și copiii lui Dumnezeu, să răsplătim Domnului toate binecuvântările și binefacerile Lui? Mărturisindu-L. Versetul 3. Mă înfășurasele legăturile morții și mă apucasele sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. De la versetul 5. Domnul este milostiv și drept. Și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul pezește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Alt mod prin care putem răsplăti Domnului binefacerile sale este să vorbim despre ele. A ne ține gura închisă este ca și cum ne-am rușina și ne-am fi frică să le spunem oamenilor despre ce lucrare măreață a făcut Dumnezeu în viața noastră. Repetarea și aducerea aminte, frați și surori, acestor experiențe ne ajută nu doar să ne exprimăm recunoștința față de Domnul,
dar în același timp este un exercițiu care ne ajută să nu uităm. Să nu vă fie rușine să mergeți acasă și cu voce tare să spuneți: Doamne, îți mulțumesc pentru cutare, îți mulțumesc pentru cutare și îți mulțumesc pentru cutare. Numără-ți binecuvântările. Spune-le și altor oameni. Spune-le oameni ce minunăție a făcut Dumnezeu în viața ta. Când Domnul Iisus Hristos făcea o vindecare, deosebit în Evanghelie putem vedea lucrul acesta, când Domnul Iisus Hristos făcea o vindecare, ce le poruncea oamenilor pe care îi vindeca? După ce îi vindeca, ce le zicea? Du-te și spune ce ți-am făcut în viața ta. Du-te și spune ce minunăție ți-am făcut în viața ta. Du-te și spune ce lucrare minunată a făcut Dumnezeu în viața ta. Vreau să vă imaginez că vin puhaie de oameni pe strada Iuliu Maniu, aici în fața bisericii. Și vin și intră în biserică puhaie de oameni și din rând pe rând și ne spună: fraților, vrem să vă zicem ce lucrări minunate a făcut Dumnezeu în viața noastră. Ne-a intersectat milia, ne-a intersectat harul lui Dumnezeu. Ne-am întâlnit cu Hristos, răscumpărătorul vieților noastre, cel care a murit pentru păcatele noastre și a fost răpus pentru vecii vecilor. Și în baza harului său, în baza jertfei sale, astăzi stăm cu ochii țintiți spre cer, așteptându-l să vină și să ne ducă acasă. Binecuvântat să fie numele Lui. Și când avem gândul veșniciei în viața noastră, suntem plini de recunoștință pentru ce lucrări minunate a făcut Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Oamenii, frați și surori, societatea de astăzi trebuie să afle că soluțiile pe care le caută oamenii la problemele lor nu se află în lume. Nu se află la prieteni, ci se află la Domnul. Amin. Amin. Pentru că lumea are nevoie să știe că Domnul este Cel care poate scăpa sufletul de la moarte. Domnul este Cel care are milă și îndurare. Domnul este Cel care poate mântui. Domnul este Cel care poate păzi picioarele de cădere. Domnul este Cel care poate șterge orice lacrimă. De aceea, dragul meu, draga mea, eu nu vă cunosc problemele celor care sunteți în seara aceasta cu noi. Însă este cineva care le cunoaște. Este cineva care vă știe falimentul. Este cineva care vă știe problemele, care vă știe singurătatea, care vă știe lacrimile, vă știe absolut toate problemele. Dragii mei, veniți înaintea Domnului și spuneți toate aceste poveri. Descărcați-vă inima de toate aceste poveri și veniți înaintea Celui care poate absolut totul să facă în viața și în inima ta. Ceea ce trebuie să faci, decizia ți aparține, este să vii la Domnul și să-i spui absolut toate problemele. Celelalte soluții pe care ni le oferă lumea, că să nu le zic ăștia, sunt numai povești. Sunt baliverne. Soluțiile trebuie căutate la adăpostul Domnului. Amin. În al patrulea rând, îl mai putem răsplăti pe Domnul ascultându-L. Un lucru extrem de esențial. Vă rog să vă uitați la versetul 9. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Vedeți ce interesant? Este versetul 9. Nu poți umbla înaintea Domnului pe pământul celor morți. Degeaba vei ajunge în fundul iadului și din fundul iadului să spui: Doamne, oare nu poți să mă scoap de acolo? Să știți că am auzit teorii, nu vorbim despre purgatoriu, vorbim despre alte teorii în care oamenii susțin că dacă Dumnezeu te vede că suferi în iad puțin, pentru că El este milos și este dragoste, dar te vede că suferi puțin, poate o să-l îmbunesc și poate o să verse o lacrimă și poate da de te-a scoate de acolo. Fals! Acestea sunt prostii. Sunt lucruri inventate de oameni care n-au avut ce născoci, numai mizerii. Pentru că toate lucrurile se rezolvă aici. Nu degeaba ne spune Biblia astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. De aceea, Hristos și mântuirea se primește pe pământ. Altă soluție nu mai este. Degeaba vei vrea și te vei bate cu mâinile în piept și vei spune: aș fi vrut. Și nu mai poți. Astăzi este timpul în care poți renunța la lume pentru totdeauna și să vii la Domnul. Odată ce am beneficiat de ajutorul Domnului, odată ce am avut parte de binefacerile sale, nu ne mai putem permite, frați și surori, să trăim în neascultare. Pentru că oamenii care doresc să răsplătească binefacerile Domnului vor alege să trăiască o viață de continuă ascultare de Domnul. De aceea,
Cred că ar trebui să ne întrebăm fiecare este cum umblăm pe calea Domnului. Pentru că a umbla înaintea Domnului înseamnă a umbla în voia Lui, în ascultare de El, în sfințenie, în curăție, sub ochii Domnului. Pentru că cei care se răzvrătesc și nu doresc să asculte de Domnul, înseamnă că au ales să umble înapoi a Domnului. De aceea dați-mi să, voi să vă întreb în seara aceasta, tu cum umbli cu Domnul? Umbli înapoi a Lui? Sau mergi înaintea Lui? Avem o cântare atât de frumoasă și de obicei o cântăm la eveniment, la botez, atunci când cei îmbrăcați în haine albe intră în biserică. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Și una dintre strofe spune în urmă lumea. E lumea înainte cine? Iisus. În urmă e lumea înainte Iisus. Și cum se termină? Nu-i drum înapoi. Nu-i drum înapoi. Odată ce am devenit făpturi vii, nu mai există cale de întoarcere. Degeaba crezi că îl poți răsplăti pe Domnul folosind cuvinte de mulțumire? Venind odată pe an la biserică, dimineața sau și dimineața și la biserică, să zic, Doamne, îți mulțumesc pentru cutare, cutare, să te duci și să stresi viața de copil al lui Dumnezeu, bombănind absolut tot timpul. Degeaba crezi că îl poți răsplăti pe Domnul, dar trăind cu inima departe de El. Cine vrea să răsplătească binecuvântările Domnului, frate și sorori, va hotărâ să trăiască o viață de ascultare de plină. Uitați ce spune Faptele Apostolilor 10 cu 33. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Uitați ce spune Evrei 12 cu 25 din nou. Luați seama că nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel care vorbește din ceruri. Există în planul suveran al lui Dumnezeu o vreme de har hotărât aici pe pământ. De aceea nu trebuie să ne jucăm cu harul lui Dumnezeu. Într-adevăr că harul lui Dumnezeu este nelimitat și până când ne ține în viață putem tot să respingem chemarea la mântuire. Dar știți care este problema? Noi nu avem siguranța vieții. Noi nu știm când plecăm de pe lumea aceasta. De aceea lucrurile trebuie rezolvate astăzi. Iar în ultimul rând, în seara aceasta, pentru că în realitate sunt zeci de mii și mii de mii de motive prin care mai putem să răsplătim Domnului, este lauda. Cum poți să răsplătești pe Domnul lăudându-L? Vreau să vă uitați la Psalmul 116. Psalmistul începe cu soluția salvatoare pe care Dumnezeu i-a dat omului acestuia. La sfârșit izbucnește în laudă la adresa lui Dumnezeu. Pentru ce? Răsplătirea binefacerilor Domnului presupune și lauda la adresa numelui Său. Însă, din nefericire, lumea de astăzi nu mai are cuvinte de laudă la adresa Domnului, fiindcă este prea ocupată cu lauda de sine, și sunt prea multe cuvinte zise despre om și prea puține cuvinte despre Creator. Sunt prea multe cuvinte despre creatură și nu despre Creator. Oare când ne vom întoarce, fraților, privirea dinspre noi și să ne țintim privirea spre Cer, spre Domnul? Căci de acolo ne vine ajutorul. De acolo ne vine sprijinul. De acolo ne vine nădejdea. Și de acolo vine soluția. Cu copiii Domnului, frate și sorori, nu trebuie să fie așa. Dacă aceștia și-au răstignit firea pământească, înseamnă că nu se vor grăbi să se laude pe ei, ci se vor grăbi să îl laude pe Domnul. Pentru că lăudarea numelui Domnului înseamnă a mulțumi Domnului. Lăudarea numelui Domnului înseamnă a recunoaște mărimea puterii sale, a recunoaște frumusețea caracterului său, mărimea persoanei sale și mulțimea lucrărilor sale minunate, binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea, noi ar trebui să fim îngrijorați când există laudă, puțină la adresa Domnului. Pentru că lauda săracă la adresa Domnului nu este nici de cum să nu că Dumnezeu nu a lucrat, ci este dovada lipsei de recunoștință din partea omului. Oamenii care au intenția fermă de a răsplăti binefacerile Domnului, vor alege
să trăiască o viață de laudă permanentă adusă lui Dumnezeu. Cum vom răsplăti binefacerile Domnului? Cum vom răsplăti Domnului pentru binecuvântările, dar și pentru ce ne-a luat în anul 2020, în anul acesta în 2021? Că este tare ușor să fim nemulțumiți înainte lui Dumnezeu când ia ceva. Dar dacă ne-am întoarce privirea spre ce așa încerc, Doamne, acum nu înțeleg de ce mi-ai luat ce mi-ai luat. Doamne, nu înțeleg de ce ai îngăduit lucrul acesta în viața mea. Dar știu că absolut toate lucrurile de sub soare își au un scop în viața mea. De ce? Ca să mă șlefuiești pentru veșnicie. Vreau să vă zic că un om pentru veșnicie trebuie să fie perfect. Va fi desăvârșit în slavă, este adevărat. Însă ar trebui să tindem spre perfecțiunea aceea, dacă înțelegeți ce vreau să zic, încă de acum ești de pe pământ. Dacă nu trăim în felul acesta, cu siguranță ne descalificăm pentru veșnicie. De aceea, în încheiere, dați-mi voie să citesc ofranda care ar trebui să aducem toți înaintea Domnului. O poezie pe care tata a așternut-o pe pagină. Ofrandă Dumnezeului veșnic. Măresc stăpân și veșnic Domn, ce ții-n palme toată lumea, noi robii tăi treziți din somn, îți mulțumim că ne-a cuprins minunea. Umblam seduși de amăgiri de șarte, în timp ce solul morții ne pândea, speranța și odihna se rășluiau departe, iar vina răzvrătirii într-una ne durea. Lăsați în voia firii și vrednici de dispreț, strigam cu disperare spre culmile de munți, dar niciun ajutor, vreun prinț pe cal semeț, așa că am jelit, neputincioși de sculți. Când nu mai spera nimeni, căci așteptam sfârșitul, se coborâ din slavă Hristos ca un copil, purtând cămașa morții și spre a fi scopitul, cu nobilă candoare, cel mai umil printre umili, se mistuia pe altarul jertfei mielul, ofrandă preacurată cu cel mai bun miros. Iar tu cu ochii în lacrimi, alături de tot cerul, priveai cum chinul crucii îl arde pe Hristos. Așa s-a împlinit dreptatea și plata pentru rele. Când Fiul din vecie venea la noi să moară, în sângele cucernic toți morții să se spere, și înviați cu Domnul să sfinție pomoară, primește închinarea din piepturile noastre ca semn al înnoirii și a vieții celei noi. Că sufletele pline așteaptă să adaste la clipa mult visată să stea în genunchi la tron. Oare cum putem răsplăti binefacerile Domnului? Oare cum vom îngenunchea înaintea tronului de slavă lui Dumnezeu? Oare va spune vino, rob bun și credincios, de intră în bucuria stăpânului tău? Sau va zice departe de la mine, toți lucrătorii fără de lege? Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Meditând la ceea ce ne-a pregătit și la ceea ce ne-a cercetat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu după masa aceasta, haideți să facem liniște în inimile noastre, în mințile noastre și să venim înainte de Domnul și să spunem, Doamne, îmi cer iertare ori de câte ori am bombănit mai mult decât să-ți mulțumesc. Doamne, iartă-mă pentru rugăciuni de mulțumire superficiale. Doamne, iartă-mă că n-am știut să fiu îndeajuns de recunoscător. Iartă-mă că în loc să văd mila, harul și bunătatea Ta,
Am mai alergat la soluțiile lumii. Mă primești cu brațele deschise, însă eu am fugit de tine. Ne cercetează Duhului Dumnezeu și în seara aceasta. Cum vom începe de astăzi să răsplătim binefacerile Domnului? Îl vom iubi pe Domnul pentru ceea ce a făcut El pentru viața noastră? Vom invoca, vom chema numele Lui pentru tot ceea ce ne-a făcut? Îl vom chema atunci când vom trece prin deznădejde, prin necazuri, prin suferință? Dar îl vom chema și atunci când ne va merge bine? Oare vom asculta de numele Său? Îl vom asculta în absolut toate lucrurile pe care ne le spune în Cuvântul Său cel Sfânt? Oare vom izbucni în laudă la adresa lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările de care ne-a făcut parte? Mai întâi, mesajul din seara aceasta a fost în primul rând pentru copiii lui Dumnezeu. Mai apoi este și pentru cei care cochetează cu pocăința, care încă nu s-au întâlnit cu Hristos. Au auzit despre El, dar continuă să respingă chemarea și harul lui Dumnezeu de a veni la pocăință. În seara aceasta, aș vrea să vă întreb pe cei care sunteți copiii lui Dumnezeu. Cei care ne-am obișnuit să mulțumim Domnului pentru lucruri uzuale, din viața de zi cu zi. Să ne ducem ofrandă viața. Să venim cu pocăință și cere de iertare și să spun, Doamne, iartă-mă că am trăit superficial. Iartă-mă că n-am trăit ca și un copil al Tău. Dacă în seara aceasta dintre copiii lui Dumnezeu este cineva care vrea să se rededice total, și să spune, Doamne, ca și copil al Tău, spălat prin sângele Tău cel Sfânt, vreau să mă rededic, vreau să fiu mulțumitor și de azi înainte să-ți mulțumesc pentru absolut toate lucrurile. Dacă dintre copiii Domnului sunt astfel de persoane, aș vrea să-mi arătați lucrul acesta cu mână ridicată oriunde ați fi. Da, v-am văzut Domnul să vă binecuvinteze, dar slăviți să fie, fraților, numele Domnului. Dar puteți lăsa mâna jos. Dacă mai sunt alții, dar v-am văzut și acolo, puteți lăsa mâna jos. Dacă mai sunt și alții, dar v-am văzut, puteți lăsa mâna jos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Acum este o chemare pentru cei care încă nu s-au împăcat cu Domnul. Dacă încă nu știi ce să faci, dragul meu, draga mea, știu că este o bătălie teribilă în momentul acesta pentru sufletul tău. Dar totodată, Dumnezeu te vrea cu gelozie pentru El, pentru cer. Dacă vrei să-ți predai în totalitate viața domnejește aici, te rog să-mi arăți lucrul acesta pentru o mână ridicată, oriunde ai fi, la balcon sau aici jos în sală. Oriunde ai fi, ține-te rog mâna clipă ca să o pot vedea. Dacă te-am văzut, puteți lăsa mâna jos să vă binecuvinteze Domnul. Dacă mai sunt alții. Da? Cel rău va încerca să te tragă înapoi. Ești tânăr și crezi că ai viitor și speranță. Tot viitorul stă înainte. Ai vrea ca viitorul tău să-l petreci împreună cu Dumnezeu? Este ultima chemare a serii, dacă mai vrea cineva. Dacă mai este cineva. Hristos te vrea cu gelozie pentru El. Ai vrea să vin seara asta și să-i mulțumesc și să spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai cucerit sufletul pentru veșnicie. Îți mulțumesc că m-ai răscumpărat. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin.